Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul schitului maramureșan Borșa. Obștea călugărilor de aici l-a avut în mijlocul ei pe preasfințitul părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Schitului cu hramurile Sfântul Andrei și Sfântul Gheorghe. Suntem pentru a doua oră la Mănăstirea Sfântul Gheorghe din orașul Borșa. Orașul Borșa, împreună cu Baia Borșa, au 5 așezăminte monahale împreună. Este un oraș mare și pe o întindere geografică deosebită. Aceasta de aici este întemeiată și ctitorită din temelii de un mare creștin și a fost dăruită episcopiei noastre după ce a ctitorit-o integral în această formă. Venim aici ca să le facem bucurie familiei ctitorilor și borșenilor, și preoților din Borșa și călugărilor din mănăstiri, pentru că iată a fost biserica în sărbătoarea Sfântului Andrei, încreștinătorul românilor și ocrotitorul României, biserica aceasta a fost arhiplină, neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor din Borșa și este o mare bucurie. Sărbătoarea noastră bisericească națională, Sfântul Apostol Andrei, este cinstită în acest fel de fii și fiicele bisericii noastre. Schitul Sfântul Gheorghe din orașul Borșa a fost înființat în anul 2007 din evlavia unei familii din zonă. Ctitorul a primit la finalul slujbei din partea ierarhului crucea maramureșană pentru laici. Mulțumim încă o dată de distinția pe care am primit-o și, sincer să spun, am foarte mari emoții în ziua de sărbătoare a Sfântului Andrei, că am fost alături de toți creștinii și mulțumim la toată lumea și bunului Dumnezeu pentru sărbătoarea de astăzi. Este un loc în care se adună în general orășenii duminica și în zilele de sărbătoare. Este situat sus pe deal, se vede de la intrare din Borșa dinspre Moisei și până la ieșire din Borșa către Suceava și este o mănăstire din ce în ce mai căutată. Deși drumul este destul de greu accesibil, pentru că este în pantă, încercăm împreună cu autoritățile locale, cu Consiliul Local, să asfaltăm strada. Am adus energie electrică, pentru că nu era, și ansamblul monahal de aici și călugării care slujesc au tot sprijinul comunității locale și a primăriei orașului Borșa în a realiza un obiectiv într-adevăr vizitat de creștinii din Maramure și din toată țara. Biserica Schitului este terminată la exterior, urmând ca anul acesta să fie demarate lucrările de pictură. Așezământul are de asemenea o casă monahală și o clopotniță. Viața de obște a fost instituită aici cu 2 ani în urmă.